postul Crăciunului începe în 14 noiembrie și se termină în 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Postul reprezintă o jertfă pe care creștinii o aduc pentru darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă, adică Pruncul Sfânt. Cei care țin postul Crăciunului au dezlegare la pește în toate sâmbetele și duminicile, dar și de sărbătorile mari, respectiv pe 21 noiembrie, intrarea Maicii Domnului în biserică, pe 30 noiembrie de ziua Sfântului Apostol Andrei și pe 6 decembrie de ziua Sfântului Nicolae. În ajunul Crăciunului, respectiv pe 24 decembrie, nu se mănâncă nimic până la apusul soarelui, iar din 6 decembrie în biserici încep să se cânte colinde. În ajunul Crăciunului, în unele părți, se făcea o masă pentru sufletele morților cu alimente de post, iar în alte părți se punea un butuc pe foc și trebuia să ardă până dimineața pentru ca Mântuitorul să aibă lumină. În ziua de Crăciun, oamenii merg la biserică îmbrăcați frumos, iar finii merg la naș cu daruri. Tradiția populară mai spune că dacă în ziua de Crăciun afară este cald, de Paște va fi frig.